hai să vedem ce mai e nou pe YouTube. Ai nevoie de mai mult. E cald, o răsăr să coboare un pic. Aici. Ce? Îți place steluța pe volan, îți place. Cum dracu ăștia au bani de mașini scumpe, iar noi nu? Pentru ce trebuie să cumpere o mașină scumpă când poți să faci una? De fapt, știi, chiar e bună ideea. Eugen, sper că la fete nu-i pe același principiu la tine. Hai mai repede! Mai repede, avea o cursă de câștigat aici! Ce loc suntem? Primii ca și mereu. De-ar fi așa și pe Match Masters, e efectiv genial, pot să joc liber între sesiunile de alimentare pentru că are jocuri scurte și rapide. Dar are o comunitate de 10 milioane de playeri. Îți dai seama cât de greu mi-ar fi să ajung între primii? Fii atent, am pentru tine un șiretlic. Dacă descarci jocul de pe acest QR code sau de pe linkul din descriere, vei primi pachetul Piñata de 10 euro, care conține cadouri cu bănuți, boostere speciale, stickere, outfit-uri și lucky spin-uri. Păi așa îmi va fi floare la ureche să-i invic pe toți. Alimentarea e gata, cauciucurile sunt schimbate. Hai, campionule, câștigă cursa! Ce mai aștepți? Intră pe primul link din descriere și descarcă Match Master pentru a primi pachetul Piñata și a fi primul din joc. Salutare tuturor, mă numesc Eugen, i-am lângă mine pe Adi și Valeriu, iar astăzi vom construi fiecare câte un bolid. Scopul participanților este de a crea o mașină care va putea susține o persoană în interior și să se poată deplasa. La dispoziție vom avea orice material sau unealtă pe care o dorim. La final vom avea 3 runde după care vom stabili câștigătorul, adică runda estetică, runda de viteză și de siguranță. Acum că am stabilit regulile, zic să înceapă challenge-ul. Dar nu înainte să vă rog să apăsați pe butonul de like ca să ne motivați să mai facem astfel de episoade super tari. Hai să strângem la acest video 80.000 de like-uri, iar împreună cu echipa Orange Blue vom filma un episod cu carturi de curse. Cele mai importante la mașină sunt roțile, așa că eu voi alege acest tip de roți și anume din cauciuc care se umflă cu aer. Le voi prinde prin aceste bucăți de metal și la final voi avea, uite așa ceva. Da, mie-ți. Am cumpărat aceste roți galbene și doar priviți, corpul este albastru, adică va fi o mașină destul de colorată și frumoasă. La probă estetică, la sigur primesc un punct. Prieteni, eu am decis să fac o mașină de tip sport și pentru asta am cel mai bun model, care va fi construit, știți din ce material? Din lemn, pentru că lemnul este cel mai ușor și voi merge cel mai repede și sigur câștig proba la viteză. Și uitați-vă cât de frumos arată! Aici voi fi eu, roțile am decis să le facem din nou cât mai ușoare posibil. Am ales aceste roți, care sunt foarte ușoare și care ne vor ajuta, după cum am spus, să câștigăm. Deci, după cum vedeți, am sudat roțile mașinii. Avem partea din față și partea din spate. Și voi pune în mijloc, uite așa, o bază destul de groasă, din lemn, pe care mă voi așeza. Mașina mea e gata, da? Din această țeavă metalică urmează să fac șasiul mașinii. Fac măsurările corecte, după care tai cu flexul. Mașina mea nu va avea volan, dar în schimb eu voi merge cu ajutorul picioarelor. Pentru aceasta, în podeaua mașinii vom face o gaură și aici vor sta picioarele mele și eu voi merge așa foarte încet. Și îi voi câștiga absolut pe toți. Misiune finalizată cu succes. Acum cu Dalta vom face o gaură care va veni, uite, aici pentru ca să ne susțină mașina din spate și roțile să nu cupe. Sui aici! Strâng la șeia, uite, că-i stubaj în voi. Cu flexul am șlefuit vopseaua de pe metal, acum urmează să sudez șaseul de corpul mașinii. Prieteni, în sfârșit mașina mea a luat formă. Uitați-vă, avem deja toate muchiile.
toate lemnele, totul începe să arate la fel ca în schița pe care am făcut-o. Deci, dați-vă vă prezint unde voi sta eu. Eu mă voi așeza, uite, aici, iar cu picioarele voi merge foarte repede și voi întrece pe Adi și pe Eugen. Am mai rămas să pun doar roțile la această mașină și carcasa, iar apoi suntem gata de întrece. Și după lungi ore de sudat, am reușit să fixez șasiul mașinii. Și vă rog să nu atrageți atenție la maestria mea, poate nu arată atât de bine, în schimb, e sigur. Sper să mă țină și, cel mai important, să câștig acest challenge. Acum urmează să măsor și să fixez roțile. Cel mai important lucru la o mașină. Deci, ca fiecare challenge, eu vreau să fac mașina mea mai complicată. Așa că voi face un sistem de manevrare. După cum vedeți, aici avem roțile din față și această construcție improvizată de mine pe care o voi suda. Uite, aici în mijloc, aici va fi volanul, iar practic, dacă voi întoarce volanul, voi avea manevrabilitate asupra mașinii. Deci va fi foarte, foarte tare. Acum sper să-mi iasă toate calculele și să nu pățesc ca fiecare challenge. Sunt un geniu. Să vă explic în câteva cuvinte cum voi face osile roților. Avem aici o țeavă mai groasă care va susține toată greutatea mașinii, cât și a mea. Iar prin interior am mai pus o țeavă diametrul căruia este potrivit rulmenților acestor roți. Urmează doar să sudez o piuliță în partea asta și una în cealaltă. După care sudez și țeava mai groasă. Și în final am făcut aceste patru roți pe care urmează să le fixez de corpul mașinii. Și să știți că toată construcția mașinii este după nivel. Deci, după multă muncă, multe ore de sudat, tot așa mai departe, avem construcția următoare. Deci, practic, scheletul, șasiul, ca să zicem așa, este gata. Avem roțile de spate fixate, nu nici în stânga, nici în dreapta. Cel mai important, avem roțile din față, cu tot cu manevrabilitate, ca să zicem așa. Deci, o punem în gaura asta și fiți atenți. Roțile se întorc. Acum urmează să-i fixăm un volan aici sus. De ce? Nu. Bă, iară ești execută-i! Sunt un geniu! Dupla 2, ca să zicem așa, se mișcă volanul nostru. Deci fiți atenți, fiți de jos, eu pot să întorc roțile. Urmează să mai sudăm aici un volan și deja voi avea manevrabilitate completă asupra acestei mașini. Deci va arăta super, super tare. Asta este mașina mea, doar că întoarsă invers. Și am întors-o invers nu degeaba, ci cu un motiv anume. Și motivul este ca să punem roțile. După cum vedeți, aici deja aproape am pus prima roată. Mai punem încă 4 roți de așa fel și atunci vom merge cu cea mai mare viteză spre câștig. Deci fiți atenți, ca să am un avantaj față de băieți, am venit în depozit și am găsit construcția asta de la un vechi episod pe care o voi folosi pentru a completa mașina mea. Deci practic nu va trebui să o construiesc de la zero, iau pur și simplu bucăți din depozit de aici. Work smart, not hard. Sunt un geniu. Și după câteva ore bune de lucru, am reușit să-i sudez roțile. Acum îmi pare rău că am ales să construiesc o mașină total din metal. Acum urmează... Ce e asta? No! Deci am scos partea interioară și am rămas cu o așa bucată pe care o voi pune în partea din față, uite aici, deja mașina noastră prinde să aibă formă, doar că seamănă cu un tractor, nu ca o mașină de curse, dar rezolv-o mai încolo. În sfârșit am finalizat și să pun roțile la mașina mea. Se țin foarte bine, manevrează foarte ușor și acum este timpul ca noi să culcăm mașina și să facem primul test. Ce cu părul ăsta e? Așa, facem primul test, prieteni. Sunteți gata? Eu personal nu sunt gata, dar asta e. Prieteni, dintr-o parte, dacă vă uitați așa, mașina mea parcă nici nu are roți. Mașina mea parcă levitează, parcă stă în aer, pur și simplu. Iar acum, hai să vedem dacă cu adevărat mă va ține. Eu tare sper să nu cad. Prieteni, mă ține. Și merge foarte repede, prieteni. Nu pot să cred, nu pot să cred, chiar am reușit să fac prima mașină din viața mea fără să am universitate pentru asta. Foarte tare! Dubla 2, încă o oră de sudat și pare fi mai rezistent. Sper doar
când voi merge sau când vom ajunge la runde și vom testa mașina, să nu se rupă vreo roată. Hai să vedem cum arată și să o testăm chiar. Deci, vizual, la prima impresie, arată bine. Ce mers? Merge. Unicul minus la mașina mea este că nu am manevrabilitate, adică nu pot să o conduc în dreapta sau în stânga. Dar volanul oricum îi face. Deci, de ținut mă ține. Acum haideți, facem un test. Ca pe sanie. Funcționează! Nu! Gata, oprește! Acum hai să o ridic un pic, să văd dacă nu rămâne vreo roată jos. Și acum urmează să decupez această fâșie de metal. Deja am reușit să aduc acest carton foarte, foarte lung și am reușit să îmi înțeles cu el ce anume trebuie să stai și unde. Știu că la camera acum nu se observă foarte bine, dar știți sigur că eu deja știu ce tai și cum tai. Astfel încât mașina noastră să fie gata în cel mai rapid timp posibil. Mai întâi trebuie să facem curat în mașină. Și după cum vedeți, am făcut ceva progrese, am pus baza în mea unde o să stau eu și în spate am pus un spoiler foarte, foarte mare, ca la o mașină de curse adevărate. Botul, după cum vedeți, este gata făcut, doar urmează să pun volanul și deja se fac carcasa exterioară. Mașina mea de curse e gata. O șlefuiesc ca să nu mă tai. În sfârșit am terminat să tai și toate bucățile din carton. Deci aceasta este bucata care va sta deasupra mașinii și aici avem bucățile care vor sta în părți. Cel mai bine se va vedea aici, cum ar fi această bucată care va merge, uite așa, exact pe linie și va arăta super. Chiar și bucata din spate am pregătit-o pentru ca mașina să fie înconjurată din toate părțile, să aibă cea mai bună aerodinamică posibilă, să evite aerul și să meargă drept înainte. După cum puteți observa, practic toată mașina mea este din metal. Doar un lucru va fi din lemn, anume acest scaun. O să încerc să-i tai un pic din picioare și să vedem dacă încape în salonul mașinii. Dacă e să privim, nu prea încape, dar o să-i tai picioarele, un pic de la plus și o să încapă. Eu gen sper că la fete nu-i pe cioși principiul acela. Zis eu că o să încapă. Și după cum v-am zis, am reușit să introduc scaunul în mașină. Acum haideți să vedem dacă îmi încap și picioarele acolo. Acest sunet nu mi-a plăcut. Cam complicat. În caz de un accident, trebuie să vină ăștia de la descarcerare. Dar odată ce am introdus picioarele înăuntru, mă simt destul de comod. This is Sparta! După cum vedeți, am făcut destul de multe progrese iarăși, am început salonul și am făcut podeaua, iarăși nu are gaura aia pe care o aveam înainte, și avem și spătarul care mă va ține. Acum fiți atenți, vreau să fac un scaun de curse și ca la orice scaun de curse, voi pune, uite, așa ceva aici, asta va fi spătarul. Da, e un leagăn pe care l-am găsit iarăși în depozit. Sunt un geniu! Îl voi prinde aici cu un șurub și jos voi pune deja ceva moale, poate un polistiren sau o buretă și va fi mega, mega confortabil. Acum urmează să instalez volanul și am două variante. Cel de metal, care ar fi complicat să-l instalez, și de la scaun a rămas această construcție pe care aș folosi-o drept volan și mi se pare că arată destul de bine. Băieți, pe care să o folosesc? Adi? Valeriu? Era de metal. Și ce să fac acum? Scriți în comentarii cum credeți, care volan s-ar potrivi la această mașină. Cel din lemn sau ăsta din metal? Dar eu acum mă gândesc pe care totuși să-l instalez aici. Prieteni, toate mărimile au fost tăiate ideal. Mai ideal nici nu putea fi. Și acum mi-a rămas doar să montez aceste bucăți de carton în așa poziție, să le prind staplerul, iar apoi mașina mea va trebui doar colorat, așa un pic, să aibă mai mult culoare, să fie mai frumoasă, pentru ca să câștige la etapa estetică, iar apoi mă voi duce acasă ca un învingător adevărat.
Am dorit să fac un test la scaun. Scaunul e perfect, nu am nicio pretenție la el, doar că am pretenție la salonul meu, care aparent nu încapă el, da? După cum vedeți, stau cu picioarele afară, în interior nu știu cum să mă fac. O, așa doar stau. Să merg așa. Nu, nu cred că e cea mai bună idee, dar găsesc eu o soluție, ca de obicei. Îmi admir creația. Până la urmă am decis să instalez volanul din metal, pentru că vreau să câștig la proba de rezistență. Adică doar imaginați-vă, o mașină din metal, ce poate fi mai rezistent? Una din lemn? Nu. Alta la fel din lemn? Nu. Dar a mea sunt sigur că va câștiga la proba de rezistență. Acum urmează să dezasamblez volanul și să-l vopsesc, să arate mai bine. Deci, după cum vedeți, am făcut și exteriorul mașinii. Acești pereți sunt făcuți dintr-un carton mai moale, pentru că, după cum vedeți, am nevoie de flexibilitate, deci eu zic că arată destul de tare. Acum trebuie să-mi fac... De fapt, nu scuze, deci nu trebuie să-i fac volanul până la urmă și să o duc deja la vopsit. Și mașina mea este gata de curse. Am muncit foarte mult la ea, deci apreciez efortul meu online. Între timp ce făceam cumpărături pentru acest episod, am văzut în magazin aceste lumini care se potrivesc perfect pentru niște faruri de mașină. Și le voi lipi, uite, aici undeva, între timp ce se usucă volanul. Partea stângă am terminat să pun, partea dreaptă am terminat să pun, până și spoilerul, prieteni, deja este gata. Uitați-vă cât de bine arată. Și a rămas ultimul și cel mai important detaliu, și anume partea care va sta deasupra. Această parte va sta, uite, așa, și trebuie doar să o fixăm și să mă bag aici. Totul este foarte simplu și, în sfârșit, putem să vedem cum arată în realitate această mașină. Volanul s-a uscat, doar priviți cât de bine arată, urmează să-l instalez și mașina mea este gata de luptă. Prieteni, am pus și ultima parte din această mașină, uitați-vă la ea, uitați-vă cât de bine arată. Acum trebuie să mă urc ea să văd dacă încap, așa, hai să vedem dacă mașina merge înainte, înapoi. Încerc un pic mai greu, ok? Dar merge și înainte și înapoi, e bine. Și tot ce a rămas să facem este să o vopsim. Așa că imediat ne ducem afară și dăm culoarea acestei mașini. Trebuia să punem și runda rapidității, adică cine construiește mai repede mașina. Câștigam și aici un punct. Între timp ce băieții finisează de construit mașinile, eu voi face o decorațiune, una destul de interesantă. Ținând cont că urmează niște curse, eu îmi voi numerota mașina cu numărul 1. Am decupat acest carton și cifra 1 pe care o voi imprima fața mașinii. Am terminat de vopsit și mașina mea. Doar priviți cât de frumos arată, prieteni. Am decis să-i fac aceste linii de parcă mașina mea a luat foc, se topește, pentru că este foarte rapid. Tot pentru că este foarte rapid, am pus acest fulger. Uitați-vă cât de bine arată. Și desigur i-am pus și farurile acestei mașini pentru ca să arate cât mai bine posibil. Am urmărit acest design în toate părțile, din orice unghi mașina parcă se topește. Parcă e gata să meargă cu viteză mare. Și acum mă voi pune înăuntru ca să vă spun și mai multe detalii despre ea. Chiar dacă mașina mea nu are volan, pot să o manevrez în ce parte doresc. Dacă vreau, pot să merg spre stânga. Dacă vreau, pot să merg pe dreapta. Ceea ce nu are Eugen. Și apropo, de ce am decis ca mașina mea să nu aibă roți? Dacă te uiți dintr-un unghi potrivit, mașina pare că plutește în aer. Chiar dacă ceilalți oponenții ai mei au roți foarte mari, dar mașina mea cu roți mici este gata să câștige. Și în sfârșit, mașina mea, după multe ore de muncă, a luat viață. Fiți atenți ce culori frumoase are mașina mea. Dacă e să ne uităm la mașina lui Valeriu sau a lui Adi, a mea sunt sigur că va câștiga la proba aspect, pentru că arată bine. Și fiți atenți că farurile, cât și anvelopele, sunt într-o nuanță de culoare, la fel și această emblemă numerotată și cu jantele. Aduceți cineva în ferestre, eu stăiem genunchi, nu-mi cazi. Da, chiar dacă am intrat cu greu în mașina mea, vreau să vă zic că am cel mai confortabil scaun. Mă simt ca un rege în mașina mea. Și încă ceva, în comparație cu adversarii mei, mașina mea are un adevărat volan rotund. Și încă un element foarte important, mașina mea are lumină, în caz că ies afară noaptea să mă prind. Ceea ce băieții iarăși nu au acest
element important. Și după cum vedeți, mașina noastră a venit de la Custom Tuning, doar că, da, nu-mi place un pic designul mașinii. Avem aici niște bagnici care cad uneori, așa că o să le scoatem. Dar cel mai important, avem aici un AC Build care, nu, mașina mea nu e pe GPL, așa se numește modelul, este gaz. Avem spoiler, e colorată, e roșie, ca o adevărată mașină de Formula 1. Și cel mai important, mașina mea are... Ia fiți atenți aici. Un ecran care arată viteza mașinii și toate datele aici. Deci chiar ca o mașină adevărată. A, și apropo, încă un element. I-am instalat și audio. Mașina mea e și digitală. Are toate sistemele, audio, de viteză, toate siguranțele afară de frână. Dar, totuși, cel mai important, avem sistem de manevrabilitate manual. Eu sunt sigur că mașina mea va câștiga. Runda 1. Estetic. În această rundă, fiecare mașină va primi o notă din partea celorlalți participanți după aspectul mașinii. Concurentul cu cele mai multe puncte câștigă. Așa, băieți, cine începe primul? Sale. Eu, da? Ok. Dintre aceste două mașini, pe care să o aleg la proba estetic? Vezi că a ta merită un punct la această probă? Da. Deci, o să-i dăm un punct lui Valeriu pentru că... Da. Mașina lui este un gen. Mulțumesc frumos, mulțumesc. Îmi retrag votul! Deci, mașina lui nu are roți, ceea ce înseamnă că la probă de viteză o să ceartă și la probă de rezistență mă tem că nu o să ajungă nici la rampă. Asta a spus Eugen, care mașina lui seamănă cu o căruță de 100 de ani în urmă. Vedem noi cine câștigă acest challenge. Hai, cine e următorul? Valeriu? Ok, deci, pentru că Eugen a vorbit atât de urât despre mașina mea frumoasă. Ți-am dat un punct! Da, ai dreptate. Oricum, așa căruță nu merită punct. Adi, ai cea mai tare mașină din lume. Merită, merită tot câștigul din partea mea. Da, punct dar... se duce la Adi. Acum, deci... E grea alegere dintre această cutie. Valeriu, știu cum ai dat mie punctul? Îți ce-ai cu bucata asta de cașcaval? Serios, asta e cașcaval? Zici că e un cașcaval care plătește, nu are roți, nu are nimic. Și ce-i cu spoilerul ăla? E cartor. Deci nu am ce face. Mie îmi place mașina lui Eugen, chiar e clasică. Scaun, volan, are roți, are faruri, volan, și rezistentă, e din metal. Are metal. Nu. Are sorry, dar punctul meu se duce la mașina lui Eugen. Las ca să pățești tu, Ari. Hai să vezi. Ies că e egalitate. Asta înseamnă că această rundă... Cine nu am câștigat-o nimeni? Aparent, da. Deci, acum rămâne totul pe voi. Scriți în comentarii cum credeți. A cui mașină merită un punct la această rundă? A lui Eugen, Adi sau Valeriu? O să citim toate comentariile și o să vedem cine a câștigat această rundă. Cine scrie Adi în comentarii, dă 100 de lei. Runda 2. Viteză. În această rundă, fiecare mașină va fi testată pe traseul construit de echipa Orange Blue. Scopul concurenților este de a ajunge la linia de finish și de a scoate un rezultat cât mai bun. La proba de distanță, concurentul care ajunge cel mai departe, îi se va pune un semn, adică bandă adezivă. Și vom vedea a cui mașină va fi mai în față. Mă simt acum ca un șofer de la Hot Wheels. Ne-au pus și rampă, băieții. Eu sunt sigur că voi ajunge foarte, foarte departe. Acum, na, important e să nu cădem în părți. După cum vedeți, avem ciment jos, așa că dacă cazi jos, cască nu ai Dumnezeu cu tine înainte. Eu mă voi urca în mașină. Vă rog de pe acum să apăsați pe butonul de like, pentru că eu nu știu dacă voi ajunge până la final, dar, mă rog, înainte. Nu am cuvinte, serios, am emoții. Ha! Băi! A trecut! Și nu a căzut de pe această rampă. Nu pot să cred. Stai, să nu trișeze. Stai în locul ăla! Stai în locul ăla! Adi, îmi pare rău, dar fumul tău a reacționat un pic mai târziu. Eugen, faci probe? Ce faci? Vreau să fiu sigur că merg drept în față. Nu cade pe această rampă. Ai volan, Eugen. Unicul lucru de care îmi pare rău este că nu am cumpărat o cască de protecție. Pe cameră oricum nu se vede cât de periculos e să te afli în această cutie metalică, altfel nu poți să-i spui. Sper numai să meargă înainte, nici în dreapta, nici în stânga. Deci, hai, eu sunt pregătit. Acum... Eugen se pregătește. Să văd chestii cam fricos.
ți-a mea, Eugen, să fii atât de frică, a? Da, sunt copil de 2 ani, ar face aici backflip. Hai, haide, Eugen, hai, acum e momentul tău de glorie. Un pic mi se pare că mașina e stângă. Îți pare, Eugen, hai. Eu sunt pregătit, sper să ajung după banda verde. Dacă mergeam înainte, ajungeam și mai departe. Această cutie metalică, cine a pus-o aici? Uite-te așa, față, nu cât e de roșu. Deci, farul s-a accidentat. Da, am rămas fără un far, dar în schimb l-am întrecut pe Adi. Deci, puneți aici o bandă adezivă, albastră, să nu încurcăm mașinile. Acum să mă ajute cineva să ies de aici. Și eu, Jeff, nu? Mua! Pământ! Prieteni, când am văzut cum se dădea Adi și Eugen pe această rampă, mi se părea că nu este într-atât de înfricoșător. Dar când văd acum ce se întâmplă aici, mi s-a făcut pielea de găină, prieteni, eu nu știu. Băieți, dar poate ne răzgândim. Altfel pierzi. Eu nu pierd niciodată, așa că, prieteni, acum este momentul... Acum sau niciodată? Da, acum este momentul în care vedem cât de bine este construită mașina mea. Așa, prieteni, eu sunt gata. Deci când îți ai sus, e cu totul altfel. E cu totul altfel. Bun, hai, hai. Câți ani ai, Valeriu? Am destui ani. Hai! Ce-i asta? Ce-i asta? Ai văzut? I-a făcut mașina. Trișează! Trișează, la sigur. O luat foc mașina. Tocmai am văzut mașinile lui Adi și lui Eugen și văd că am o concurență foarte serioasă. De aceea eu am pregătit una asemănică. Așa că veniți mai aproape să vă arăt marele meu secret. Am pus aici un extintor, pentru ca atunci când voi merge cu viteză, prin această gaură va ieși CO2 cu o presiune foarte, foarte mare și asta îmi va da viteză ca să câștig măcar proba de viteză, pentru că mașinile celorlalți sunt destul de serioase. Prieteni, am ajuns mult mai departe decât credeam, însă nu știu sigur, l-am întrecut pe Eugen sau nu. Tu ai trișat. De ce? Să l-am pus mașina și n-ai fost. Nu, n-am mers cu picioarele. Dar ce-a fost asta? Să l-am pus mașina și... Asta a fost arma mea secretă, prieteni. Pentru ca să vă întrec, eu am pregătit aici un extintor. Ca să vă întrec și am reușit. Am reușit sau nu? Am trecut această probă. Da, el are un nos aici. Cu cât? Cu 20 de centimetri. Valeriu a avut nitro. Chiar cam Fast and Furious. Spuneți-mi sincer, așa e că nu v-ați așteptat ca din mașina mea să iasă fum. Valeriu, nu m-a așteptat să ajungi până aici. Adică eu credeam că o scaz jos. Nu, am avut noroc de această dată. Aparent ăsta e un semn pentru că exact înainte să mă pornesc s-a stins lumina. După cum auziți, aude generatorul. Deci va trebui să așteptăm ca și la noi lumina să se pornească. Așteptăm, ce avem o face. Și după 5 minute avem lumină și putem continua acest challenge. Aparent ne-am bucurat prea devreme pentru că iarăși s-a stins lumina. Deci cineva chiar nu dorește ca eu să mă dau pe această rampă iar. O să mă dau eu și o să-mi vin. Cineva de sus ne dă al doilea semn că băieți, gata, opriți-vă, e de ajuns. Nu, noi așteptăm să se aprindă lumina. Să continuăm. După cum puteți vedea, afară este ziua, adică aseară nu s-a mai prins lumina, așa că avem a treia zi de filmări și să începem cu runda de viteză. Adi, țineți succes. Deci, eu sper din tot sufletul. Dar unde te duci? Trebuie să mă împingi. Să te împing și să pun cronometru. Deci, eu sper din tot sufletul, că ieri nu a fost un semn ca să nu mă dau pe rampa asta. Deci, ești pregătit, da? Nu. 3, 2, 1, dar cu viteză! Hai! Aaaa, nici la final nu ajunge! A început să fie, da. Ce face? Cu mâinile se împinge! Hai încă puțin! 20 de secunde! E ok!
Deci, în păcate, aparent nu am ajuns până la linia de finish. A trebuit manual, ca să zicem așa, să creez un motor ca să ajung până aici. 20 de secunde. Eu știu că băieții nu vor ajunge. Deci, la proba de distanță a ajuns pe ultimul loc și sper că și la cea de viteză, la fel, o să ajung. Nu sper, nu sper, dar suntem siguri că și la proba de viteză iar e pe ultimul loc. Deci, scuze, Adi, așa e viața. Vedea. Eugen, tu ești gata? Nu sunt gata, dar hai să o facem. Ok, eu pornesc cronometru, când te pornești, apăs pe start. Hai, da, Eugen. Da. 3, 2, 1, 1! Start, start, hai să vedem în timpul va ajunge. O, s-a dus pe parte! Ce? Iarăși s-a dus pe parte, cum așa? Gata, este. Mai puțin de 10 secunde. Mai puțin de 10 secunde, 9 secunde și 54 de milisecunde. Deci, mă bucur că am rămas în viață, chiar dacă gardul un pic este îndoit, o să fug de la locul infracțiunii. Eu nu mă vadă nimeni. Eugen, poliția! Trebuia să știi linia de finish, să afla acolo. Nu contează, un gard, Eugen. Uite, cine nu i-a spus? A, păi nu ai ajuns la de finish. De ce nu i-a spus lui Eugen că finish e acolo, dar nu? A, băieți, am trecut linia finish-ului. Câte uite secunde? Ok, mai puțin de 10 secunde, Eugen. 24. 24. Da, 24, da, 24. Vedem noi la edit. 24, hai, da. Valeriu, să te vedem pe tine acum. Asta. Nu, mai întâi hai să te buiești în mașină. Cronometrul este pregătit, Valeriu, sper să ajungi măcar până la linia galbenă. Sigur, ajung și până la linie și trec de ea. Eugen a mers foarte rapid, dar sunt sigur că merg mult mai repede decât Adi, pentru că el s-a mișcat exact ca un mel. Hai băi, așa că, serios, așa că, am încredere mare în mașina mea și sunt gata. Începem? Da, da. 3. Da, da, stai. Da, da, da. 1, 2, start! Băi! Tot ok? Ești prețuit? Ce-a fost toți din ei? Mașina mea... Voi ați făcut ceva peste noapte, voi peste noapte ați făcut ceva cu mașina mea. Cu cronometru? Cronometru încă merge? Roțile sunt întregi, mașina la fel. Hai, trebuie să ajungi la finish. Deci, ce-ți primești? Am pierdut și runda asta? Nu, nu, trebuie să mai dăm o tură. Mai vrei o tură? Nu, mulțumesc, gata, hai. Am pierdut runda asta, dar următoarea sigur o voi câștiga, pentru că mașina mea, chiar dacă cred că m-am julit aici tot cotul, dar mașina mea oricum, văd că este destul de rezistentă. Runda 3. Rezistența. Fiecare concurent va fi supus unei simulări de accident cu un cilindru de 40 de kilograme. Mașina care rezistă cel mai bine după impact câștigă. Și am ajuns la ultima rundă, cea mai interesantă. Runda de rezistență. Avem aici un cilindru de 40 de kilograme care lăsăm să se rostogolească pe această rampă, iar din partea opusă vine în mare viteză și vedem care mașină rezistă, adică va fi un impact destul de mare. Deci, eu sunt gata, sunt sigur în mașina mea. Avantajul meu este că pot să-mi pun picioarele într-un mod în care să nu mă accidentez cumva. Partea proastă e că pot la impact să zbor un pic din mașină. Sperăm că nu se va întâmpla asta, dar în fine. Mai aveam dezavantajul că poate sar cilindru pe mine, dar eu sper că se oprească aici acolo. Și faci! Când eram mai mic am fost la Academia Titi Aur și acolo este așa un aparat în care te pune mașina sub un unghi și practic la 10 km la oră sau la 20 se face impact. E un impact extrem de mare, aici îmi imaginez că sunt vreo 20 km la oră, deci va fi foarte, foarte interesant, că zicem așa. Voi simți practic simularea unui accident acum. Deci, eu sunt gata. Hai băieți! Uite la volan! Cât de tare s-a auzit impactul ăsta! Eu credeam că Adi o să renunțe, o să sară din mers. Hai să vedem ce s-a întâmplat cu mașina. Avantajul meu e că mașina e făcută dintr-o bucată mare de lemn. Deci, practic, de la... dar e ok! Roțile rezistă? O rezolv eu. Volanul. Asta nu am nevoie! Dar chestiile astea și așa nu-mi plăceau. Gata, o nouă versiune a mașinii.
Da, da, acum este rândul meu. Băieți, una pot să vă zic, e a naibii de horror. Deci când te pornești de acolo și vezi când mergi de cilindru spre tine, zici gata, în capul tău să pomenești toți sfinții. Deci o să fie foarte interesant. Hai, cine a doilea? Pentru siguranță, airbag din polistiren. Și cam asta văd eu din mașină. Să nu încercați să ziceți că nu e periculos. Deci, ultimele cuvinte, înainte să mă izbesc de acel cilindru. Sper să fie totul bine. Băieți, sunteți pregătiți? Voi da, eu nu. Deci. Deci noi avem cele mai mari emoții pentru că toată siguranța lui ce ține de noi. Sperăm să fim tot ok. Trebuia să-i punem airbag-ul. Trebuia. O să fie un impact chiar adevărat, pentru că mașina lui Eugen e ca o mașină adevărată, din tablă. Eugen, ai Logan? Hai! El s-a pălit la cap, mă ting. Nu la cap, la genunchi. Deci, o săptămână în urmă am fost la munte și mi-am crăpat acest os. Era cum cred că l-am rupt cu totul. Cum e impactul? Impactul a fost mai dureros când am căzut jos. Dar te-ai lovit într-o parte, hai să mai repetăm o dată. Da. Trebuie încă o dată. Dacă se mișcă, înseamnă că nu e rupt, da? Sau poate fi rupt și... Îi poate fi rupos și poate să mișcă. Noi nu avem ambulanță aici, dar e tot ok. Hai acum să analizăm... Să mai repetăm încă o dată. Nu, să analizăm mașina mea după impact. Stai că aici avem totul. Ia că de unde e acest metal? Da. Hoverboard. De cine se mai dă mașina lui Eugen? Puteți încercați, băieți. Uite, asta se pune aici. Ca la legă. Luăm obstacolele și facem un vânt. Și mașina merge. Mașina e din Anglia. Cu kilometrajul tot ok. O bătrânică a mers cu el până la biserică și înapoi doar. Nu are nicio daună. Deci, Valeriu, hai să ne vedem cu mașina ta. Nu vreau încă o dată să cad și să mă lovesc la genunchi. La genunchiul de la mână. Nu vreau să mai cad încă o dată să mă lovesc la genunchiul de la mână. Uite, s-a spărit la cap, băi. Sincer, am vrut să renunț la proba asta după lovitura pe care am primit-o, dar oricum vreau să câștig acest concurs. Vreau să-l câștig și de asta sunt gata să mă pornesc. Eu cred că cilindrul o să urce peste mașină și o să se ducă peste ea. Deci nu știu dacă ați văzut Fast and Furious 7, parcă. Acolo era o mașină care era fix ca lui Valeriu și toate săreau peste. Deci fix așa o să fie și cu cilindrul ăsta, o să sar peste Valeriu. Acum sperăm că structura mașinii va ține și nu-l va pisa, ca să zicem așa. Facem piure din o să palen. Țină pentru chiar dacă partea exterioară este din carton, rama este din lemn. Am văzut cum a construit-o. Eugen, mașina lui Valeriu o să ții, dar tu nu ții cilindrul ăsta. Că tu, uite, ține-l-ai ca lumea așa, nu? Iar îl dă în spate drept, tu așa. Tu dai în față. Ia ca așa îl ții. Sunteți gata? Da. Wow! Eu ce-am zis? Că-l Fast and Furious! Da! Fast and Furious! Dacă mergea direct spre... Stai că cilindrul pleacă mai departe! Nu-mi vine să cred, la proba de rezistență nu m-am lovit deloc, dar la proba de viteză m-am lovit. Cum e posibil? Doar eu pot să fac așa ceva. Acum, hai să vedem cât de întreagă este mașina mea. Eu aș zice că mașina ta a rămas chiar... Uite, aici a avut loc impactul, dar decât
a rămas doar vopseaua cilindrului. Așa s-a adaptat, i-a făcut un pod așa ca să zboare cilindrul peste tine. Înseamnă că am trecut cu bine proba de rezistență, da? Cred că la această rundă Valeriu primește un punct. Da, știam eu. Mulțumesc, băieți. Suntem siguri că v-a plăcut acest episod nebun. Scrieți în comentarii ce să construim în episodul următor. Apropo, prieteni, dacă acest video adună 10 like-uri, noi filmăm 80 de mii de like-uri. Voi adunați câte 80 de mii de like-uri? Nu-mi vine să cred. Bine, dacă se adună 80.000 de like-uri la acest video, dacă apăsați pe like de 80.000 de ori, noi vom face un video la carte. Nu uitați să apăsați pe butonul ăla roșu de subscribe ca să fie grijă și să nu pierdeți niciun episod trăsnit de pe acest canal. Cu voi a fost Eugen, Adi și Valeriu. Ne revedem foarte curând. Nu uitați să descărcați jocul Match Masters de pe primul link din descriere pentru a fi cei mai tari din joc. Pas înainte. Okay. Yeah! Și cu lălă. Și Valeriu, iar. Salutare. Dacă păi roi. Frumos. Hai. A nu le pun așa. Adi, nervându-se. Ai, genunchiu! Eu dacă chic de acolo, până mă scoate, țâmpla asta cu sânge. Uai, dar nu fă asta! Poate e așa un cadru cum... Toate mașinile stau aranjate, joiunți așa, lângă dânsă, știi? Da, uai, dar spun-ți o muzică de asta. Sergiu, nu mai filma. Deci câteva probleme tehnice de îmbarcare. Mai am ușit că sunt și unii să duci, e ca mult să duci într-o parte. Valeria, zângă ajutor! Băi, nu, eu gata, refuz! Oi, luați asta mai b**** mini! Ia dacă intru, ce intru aici?